Programările online pentru pașapoarte se fac acum de pe platforma de serviciu a Ministerului Afacerilor Interne la adresa hub.mai.gov.ro/epașapoarte. Printr-un comunicat, Direcția Generală de Pașapoarte ne informează că, pornind de la nevoia de gestionare eficientă a fluxurilor de cetățeni care se prezintă la structurile de pașapoarte, noul serviciu de programare online pentru depunerea cererilor de pașapoarte introduce posibilitatea de a efectua o programare începând cu ziua curentă pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice. Astfel, cetățenii vor avea la dispoziție posibilitatea realizării unei programări în funcție de volumul și dinamica solicitărilor de pașapoarte înregistrate în timp real. Potrivit Direcției Generale de Pașapoarte, platforma beneficiază de noi forme de comunicare prietenoase și facile și permite adaptarea sistemului din punct de vedere tehnologic la perioada vârfurilor de utilizare, în cazul unui aflux mare de solicitanți, asigurând astfel un nivel de disponibilitate maximal. În vederea obținerii unei programări, trebuie să efectuați următorii pași. Pentru completarea formularului de programare, după alegerea județului, respectiv selectarea locației în care se dorește depunerea cererii, se va bifa opțiunea pașaport. În câmpul numărul de persoane programate, se va selecta numărul persoanelor din familie pentru care se face programarea. Se vor alege data și ora la care se dorește programarea, apoi se vor completa câmpurile nume, prenume, cod numeric personal, adresa de e-mail la care se vor primi datele programării, opțional numărul de telefon, iar în câmpurile persoane suplimentare se vor menționa numele, prenumele și CNP-ul fiecărei persoane suplimentare. Butonul Salvează se activează după ce este exprimat consimțământul expres cu privire la politica de protecție a datelor cu caracter personal. Finalizarea programării se realizează prin selectarea butonului Salvează. Programul va fi confirmat printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail indicată. Neconfirmarea programării în termen de 30 de minute duce la anularea acesteia. În cazul în care o persoană nu se mai poate prezenta la data și ora programată, se recomandă folosirea linkului anulează programarea din e-mailul de confirmare. Pentru anularea unei programări efectuate înainte de data de 20 martie, este necesară accesarea modului verifică programare, introducând adresa de e-mail utilizată la efectuarea programării. Un nou mesaj va fi transmis către adresa de e-mail respectivă de unde se va putea anula programarea. Programarea este gratuită și netransmisibilă. Neprezentarea la data și ora programată, neconcordanță între datele înscrise în formularul de programare și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii de pașaport, lipsa actelor necesare sau a dovezii achitării taxei de pașaport, duc la anularea programării. De la operaționalizarea noului serviciu până la ora 12 au fost efectuate peste 5500 de programări, dintre care 176 au fost efectuate pentru ziua în curs.